noapte în sud-vestul țării vor mai fi norări temporar accentuate, vor fi averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în Oltenia și în sudul Banatului, posibil și în nord-vestul Munteniei. Ploile vor avea și caracter torențial, înregistrând în timp scurt peste 15 litri pe metru pătrat și vor mai fi condiții ca izolat să fie căderi de grindină. Spre dimineață se va înnora în estul Moldovei, unde va începe să plouă, iar vântul va deveni moderat. În celelalte zone, cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor încadra între 1-3 grade în estul Transilvaniei și 15-16 grade în dealurile din Banat și Crișana și în sud-vestul Olteniei. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 9-11 grade. Mâine, în Moldova, estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, vremea va fi răcoroasă, cerul se va înnora începând de dimineață și va ploua pe arii relativ extinse, iar vântul va sufla moderat. În restul teritoriului, valorile termice, comparabile cu cele din ziua precedentă, se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă din an, iar în regiunile vestice vor caracteriza o vreme caldă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după orele amiezii, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări temporar accentuate și averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului local în Maramureș, vestul Transilvaniei, Oltenia și Banat și în Muntenia și posibil în Dobrogea. În intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 25-30 de litri pe metru pătrat. Izolat va cădea grindină și vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 14-15 grade în Moldova și 27 de grade în zona de câmpie din Banat și Crișana. În capitală, regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor normale la această dată, cu o maximă de 23-24 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi vor fi înnorări temporar chiar accentuate, iar spre seară vor fi averse în general slabe. Vântul va sufla slab și moderat. La munte, vremea va fi răcoroasă în Carpații Orientali, unde cerul se va înnora începând de dimineață și va ploua, iar vântul va sufla moderat. În restul zonei montane, instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după amiaza și seara, prin înnorări temporar accentuate pe arii relativ extinse, averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 25-30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi condiții de grindină. În cursul nopții, în nordul Carpaților Oriental, la peste 2000 de metri altitudine, trecător va fi Lapoviță. La mare, vremea va fi ușor instabilă și normală termic. Cerul va fi variabil, temporar mai noros când vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări izolate. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 20 de grade, iar cele minime între 13 și 14 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 18 grade. We'll be right back.